Pietonii care trec pe această stradă, în special noaptea, riscă să-și rupă picioarele în groapa adâncă, nesemnalizată, care a apărut lângă trotuar. Și șoferii mașinilor trebuie să fie atenți pentru că riscă daune serioase dacă intră cu roțile în craterul de aici. Oamenii care stau pe Sfinții Apostoli spun că trotuarul a început să se prăbușească după niște lucrări efectuate de compania de apă în această zonă. A devenit periculos locul și pentru cei cu mașini care încearcă să urce pe trotuar și nu-și dau seama ce găsesc și pentru cei care merg pe trotuar, fiindcă pot să cadă în groapa respectivă. Spuneați că ar fi din cauza unei guri de canal sau unor lucrări pe care le-a făcut compania de apă la o gură de canal? Compania de apă a venit la niște urgențe, o țeavă de apă care a fost spartă puțin mai în față și probabil s-a produs o scurgere pe dedesubt. Cât timp în urmă? E vorba de câteva luni. Deci am anunțat joi, este înregistrată cu numărul 10.330. Am cerut ca măcar să semnalizeze, ca să știe cei care merg prin zonă. Reprezentanții companiei de apă Oltenia spun că se vor ocupa de rezolvarea problemei. Vom verifica să vedem dacă această surpare produsă pe strada Sfinții Apostoli se datorează rețelei de canalizare sau rețelei de gaze. Echipele noastre s-au deplasat deja la fața locului și vom lua măsurile care se impun, a precizat Constantin Mitriță, directorul companiei de apă Oltenia.